Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi continuăm cu Universe Mode-ul ăsta cu YouTuber român care s-a transformat mai mult într-un Mike Real. Cum a rămas de data trecută GRV, a folosit servieta Money in the Bank și mi-a furat titlul. Acum avem meci la Survivor Series. Știți cum sunt meciurile clasice la Survivor Series de 5v5? Jocul ăsta n-are această opțiune de meciuri 5v5, maxim doar 4v4. Când e Royal Rumble-ul, dacă s-a ajuns la 8 oameni în ring, nu mai vine niciunul până nu faci vreo eliminare. E cam ampule, știu. Hai să-i dăm aici cu double team, Codrine. Pac, de picior în gură, așa. GRV-ul are ca și cu echipier pe Darier, Dalpaca și Zappi. Mocta piciorul meu după ceafă. Așa, iar eu i-am ca și cu echiperi Priză, Codrin și Eco. Acum la nou și l-am aruncat. Ia, mă aruncă și ăsta într-un colț. A, în colț mă aruncă ăsta. Ce faci, mă? Crezi că poți să te pui cu kilograme lui Codrin? Ăsta are 120 de kg de furie, mai mult ca sigur. Adică uitați-l cât de gras e pe lângă Daragiu. Și tot l-am făcut un pic angras și pe Alpaca, parcă n-are burtă atât de mare. Bă, dar un alt tricou nu i-am găsit și eu. Am pus tricou ăsta de-i... L-are băgat în pantalon, îi stă ca ultima cârpă. Și pac, jos cu el și pum în gură. Bă, ce miștoți manevrele lui Priză. Păcat că Baron Corbin ăsta pe care l-am făcut pe Priză are overall-ul cam mică. Nu știu, la ce manevre are... Ar merita un overall nițel mai mărit așa. A, da, ia de aici un powerbomb. Vezi, la nu știu câta încercare de a filma asta, nici măcar nu sunt din... Universe Mode, sunt din... Exhibition, cred că s-ar mai spune în caz că a jucat Wrestling Revolution pe telefoane. Faza e că pe Universe Mode nu pot face reguli custom. De exemplu, de fapt nu ca exemplu, de fapt chiar pe Universe Mode nu pot face cu eliminări meciurile la echipe, pot să fac doar pe, cum se cheamă? Și mi-am întors aici. Pot face doar primul pin, ai pus pinul, gata, a terminat. Nu contează cum că... E 5v5, un pin, gata, ăla a fost meciul. Așa pe eliminări mi se pare mai mișto. E roșu la față la câți pumni am dat și hai da cu un Samoan Drop. Hai că a zis ăsta manevra pe... Bă, deci eu nici n-am vrut să-l ating și deja mi-a întors aici. Sau asta a fost abilitatea aia cu opossum, cu șobolanul ăla ce l-are acolo. A, da, stai că chem și eu pe Eco atunci. Și m-a prins și Zapiu acum. A, și mi-a rupt spinarea. A, ce mi-a tăiat pe spate. Mi se pare că au avut și rivalitate. Am pus eu meciuri între ăștia doi de-a lungul timpului. Ori între sau nu am avut cu Andrei Cosmin și Eco, greșeala mea. Tai jos! Hai să-l dăm mai încoace un pic. Și acum, pac, îl călcăm pe cap. Pac German Suplex. Mi-a întors acu și Zapiu. Uite cum a dat pământ cu Eco. Bă, nu-i chiar așa micuț Zapi, e cât de cât solid. Dar nu cred că poate să ridice pe animalul ăla de Eco de 102 kg sau câte zicea care. Bun, și-am ieșit. Ia, vrea să-mi dea cu pedigriu. E bine să vrei, mai Zapi. E bine să vrei.
M-am făcut cu un finisher de la fraierul ăsta. Ia deci un super kick. Ia să mă arunc de aici. Facem un taunt ca să-mi dea mai mult, ca să-mi dea un buff de ăsta de damage. Și, pac, încercăm și cu un pin. 1, 2, atât. Ce mi-a întors? Auci. Și e acest apor. Păi de asta nu-i finisher. A, nu-i finisher, nu-i finisherul. Că mai are un finisher, așa, un fel de pile driver. Opa, bă, vezi că face pinu. Aș, l-am oprit la timp. Ia ridică-l. Hai, Ovidule, să-l batem pe fraierul ăsta. Hai că sunt fresh, fac acum de un finisher, pardon de semnătură, băgăm un taunt, așa să avem un buff de damage. Auci, ce mi-a întors. Bă, ce întoarce ăsta? Bun, i-am întors aici. Dar nu înțeleg ce dracul am pole și nu a continuat animația la manevră, că gen trebuia să-i dau un elbow și după aia un running bulldog. Acum a ieșit el din ring. Așa, hai că l-a poli priză. L-am prins pe priză, bravo Vidule, ești deștept. Hai că l-am poli pe priză, i-am dat ceva damage, aia. Mă, ce mișto l-am urcat pe masă acolo. Băgam aici picioarele, hai să rupem masă. Îmi place că acum ăștia nu mai au monitoarele alea groase, au niște monitoare subțiri, zici că sunt niște tablete. Hai, aruncă-l în masă. M-a aruncat el. Așa, se ies acum. Îl dau o dată cu capul. Bun. Am făcut momentum de finisher, acum să-i dăm cu AMG-ul. Stai aici. Hai mă, așa. Hai să lăsăm aici afară și pe Zopico. Și Dirty Deeds. Altă reloare nu mai e? Nu, no, văd că doar așa, nu pune mai de aproape să văd. Am rupt o masă, hai să fac și un taunt. E, poate că știe printr-o eliminare așa. Hai că fac și un taunt aici sus. La nou a intrat. Trebuie să mai aștept un pic. Apoi să-i dau cu OMG-ul ăla. Ce faci, mă? Ia stai acolo. Să mai dau cu un salt. Dacă n-am rupt cu... N-am mers cu masa cu metal. Aaa, ce mi-a pus ăsta genunchi în față. Ia de aici pumni în gură. Hai să o dăm pe miliuri. Și aici bâtă. Asta nu trebuie. De unde iau mă scaun? A, scaunul e în partea asta. Stai, 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 stai. Așa punem ăsta aici. Și a trece aici. Bun, cu capul în scaun. Urcă. A, căcat, a venit Darien Redu. Hai
Ia de aici un cap în gură și powerbomb să stea jos. Puff! Măcar l-am dat și pe Zappi cu capul de scaul ăla. Codrine, ai onoarea. Bă, dar l-am pe DB cu Codrin. Dacă îl mai prind acum și cu, îl mai prind cu un choke slam, s-a dus dracu. Hai mă, vină un coace, vină un coace dacă ești mecher. Să ridicăm pe fraier. Mai ia de aici. Bă, dar nu-i dă close, dar nu bine, ce dracu. Și ceva, stai să-i fac așa. Pac. Pua. Mi-a întors la reatul ăla. Din fugă. Ah, ce mi-a dat aici pe spinare. Mă arunc acum în coardă. Ce frumos m-am ferit. Și tai jos. Ia ridică-te. Dar nu-i dau acum cu finisherul. Dau așa cu un de-asta. Un flying rariat. Pardon, nu-i dau cu semnătura. O, faxes, o țin până se face finisher. Hai să vedem cât poate să sară cu Codrinul după colțul ringului. Și a ieșit. Ia, a strâns ăsta acum din bușca să se ridice. Auci. Ce faci, mă? Vrei să-mi dai cu semnătură? Ia de aici un close-in și stai jos. Direct picior în gură. Ia mai ridică o dată. Și cum eram în... Știți manevra asta? Ia să vă arăt. Uite asta! Old school! Ia vino la old school! Urcă! Nu cred că o să-l vedeți în realitate pe Codrin să facă ceva. Dar, până la urmă, e doar un joc. Avem voie să avem puțină ficțiune în el. E că i-am copiat motamo după unire, să-l știe. Mai fac chestii deci. Opa! Ia uite-l! Mamă, ce mișto a dat aici! Ia-l bagă pe la Bagion, văd. Ia vină cu a. Și stai jos. Fratele Eco, ai onoarea. Ia-i să dăm cu un frog splash. Facem așa un taunt și frog splash. Hai cu pinul. Da, nu cred că e destul. E bine că ăsta n-are resiliency și ăsta o să fie un avantaj. Și a ieșit. Aș, stai jos. Cred că nu vrea să-l atingă. Ce mi-ntoarce ăsta. Bă, dar habar n-am cum se întoarce la insult-ul. Că habar n-am când... Nu mi-arată când trebuie să-i dau cu... Cum se cheamă. Cu reversal-ul. Încearcă ăsta un STF. Ce dracu încearcă ăsta? Stai jos. Hai să-i dăm cu pachetul ăsta. Hai să-l facem pachet. Și pac.
Hai cu pinul. Intrați bă în ring să nu-mi facă ăsta întrerupere. Hai că nu intră niciunul. A ieșit. Ave ce te uiți mă, Redule? Ia să dăm cu popa power bombul. Să vine GRV-ul, nu vine. Perfect, l-am eliminat pe ăsta. Ăsta mi s-a părut mie cam al doilea dintre cei mai periculoși. Primul mi se pare GRV-ul și al doilea ăsta. Că ăștia au submission-uri și astea sunt periculoase. Au fi vrut să-mi dea zapiu cu semnătura de m-a luat așa în brațe, habar n-am. Hai bă, serios, nu mai mi apare când să dau pe reversal, dă-te dracu de joc tâmpit. Cred că acum pregătește pedigreu. Nu-l pregătește. Vrea doar să-mi pună un pin după Spinebuster. Și am... Oh, cum au intrat ăștia. A, și un pumn aici în căpău. Îmi pregătește acum pedigriu. El am întors. Hai să dau ăsta cu celălalt finisher, că mai are unul. Un pile driver pachet, cam așa s-ar cam numi asta. Package pile driver. Puff! Ia uitați, ce frumos acest procedeu minunat. Să-l băgăm așa, îl ducem aproape colțul nostru și punem pinul. 1, 2, a ieșit. Și nici n-a dat cu resiliency. Ia stai jos cu un super kick. Și facem și un taunt. Nu, 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 ia vino cu, ia vino cu. Ai bă, tot a făcut ăsta hot tag-ul. Stai că fac și o tag-ul, hai, vino cu acea bulanciule de mi-ai furat tu titlul. Mi-a întors și ăsta. Ce running mi-a dat. Stai că l-am prins și eu. Da, cred că e prea aproape. A pus și ăsta genunchii. Am dat acum semnătura. Da, acum cu yes kick-urile. Și pa, cu un picior după cap. I-am întors, i-am întors. Hai că-i dau eu ce-aș finisher atunci. Și... Dirty Deeds! Sperăm că nu o să fie road break. Și da, se bagă muia asta de zapi. N-a apăsat, nu s-a băgat bine zapiul. 2 la 0. Bun. Două eliminări am făcut. Mi-a întors și aici. Mă, ce bine a întors. Mamă, dar ni le întoarcem, nu glumă. Mi-a dat cu Spinebuster-ul. Am ieșit sau a întrerupt teco, nu știu. Important e că l-ai eliminat pe fraierul ăla. Stai că-mi pregătește acum. El am întors. Ia vino încoace. Hai că mă bag cu toți deodată până la urmă. Și nimic. Mamă, ce s-a ferit ăsta. Hai, hai, energie. Dar nu pot să-i dau cu un OMG-ul. Nu pot. Hai, mă, să nu pot da cu un suicide dive.
Ești din ring atunci. Asta încerc să-l dau cu capul de o scară. Mi-a întors. Voiam să dau cu finisherul pe o treaptă. Da, aia, da, mi-a întors. Hai că l-am atins de o scară. Mi-a întors și el. Auci. Nu mă lăsa în afară ringului, bulangiule. Bă, eu cred că o să fiu eliminat prin count out. Din propria prostie. Nu pot nici să mă ridic. M-a eliminat. Da, am fost eliminat prin count out. Băga mea și picioarele. Am zis eu să-i dau dirty deeds-ul pe treptele de oțel. Însă mi-a întors, mi-a mai dat el 2-3 manevre și am rămas în afara ringului. M-a numărat până la 10. Ia vină încoace. Așa. Măcar am scăpat de ăștia care au, cum se cheamă, submission-uri. Măcar atât. Că ăștia erau mai periculoși așa. Auci. Văd că am rămas așa, ăsta nu face nimic. Mi-a dat pedigriu. Hai să văd dacă o putea ieși. Bun. Hai că se bată așa între ei. Eu nu pot să mă ridic. Hai mă că vreau să-i dau cu un d-ăsta, cu un box în gură. Da, n-apuc să-i dau cu box în gură. Așa. Hai să facem o egalitate. Ia vină cu aia, ridică-l. Dirty move, cum îi dau cu dirty move? Pac! Așa, i-am dat cu boxul în gură. Zap, ieși. Așa, dări în red, hai să-i pun pinul. Hai să dacă merge așa. 1, 2, a ieșit. Hai cu un pin rapid. Rope break. Hai că a rămas 2v2 acum, ca să nu zicesc că sunt bulanciu. Și gen, mi-am pus eu wrestler mai buni. Mamă, cât damage am dat! Unii vor să vadă Codrin vs. Zappi, o să vadă acum. Uitați, Echo și Codrin contra Zappi și Daryl Red. Sper că sunteți mulțumiți acum. Măcar s-a mai eliberat ringul, s-a eliberat pădrecul, că fix aia cu greutate au rămas. Mamă, ce încearcă ăștia să facă acum și backdrop! Ai de capul meu. Bă, dar n-ajung să-l pălesc pe Daryl Red. Hai mă, pălește-l. Așa. N-are efect să abișelul ăsta. Și cred că mi-a întors, da, mi-a întors. Mă împinge Zappi acolo. Hai, iar faci tag-ul cu Daryl Red. Na, posibil viitor meci pentru titlul la echipe. Echo și Codrin contra Daryl Red și Zappi.
Încercăm cu un pin rapid acum. 1. Păcat că am fost eliminat ca ultimul fraier. A, ce pun mi-a dat. Ar fost interesant, așa, nu știu. Să fi rămas doar eu cu GRV-ul, da? Aia e, altă filmare nu mai fac. Măcar nu o să dureze mult meciul ăsta. Am pățit să filmez și o oră același meci. Norocul meu că... Acum vreau să fac eliminări. Când am mai încercat să filmez de mi-a luat o oră... nici măcar nu făceam prima eliminare. E acesta, Walls of Jericho, interesant. Da, degeaba nu-i dă de beci destul. Charge finisher, hai să-i dăm așa un finisher. Măcar să-i scoa resilience-ul ăla. Și the last ride. Când s-a zguduit ring-ul, frate. Fără row break, așa, 1, 2, și-a dat cu resiliency, stați că se ridică, se ridică acum Zappi-ul. Ce faci, mă, Zappi? Mai ai un pumn în gură, dă-te drecu. Și dă-i red. Hai să-i pregătim cu Tombstone acum, să sperăm că nu-l întoarce pe Tombstone. Nu l-a întors. De data asta nu mai face nimic. Puff! Îi pune și coaile pe față, rog, futu-ți nația mătii de joc, tâmpit. Îi mai dau o dată. Și Tombstone. Aș. Ai dat asta, nu mai era o break. Dar intervine Zappi. Echo, oprește-l. Nu l-a oprit Echo. E aici din ring. Rup și masa asta atunci. Deci am dat un last try și două tombstone-uri și degeaba. Întâi, the resiliency. A doua oară, rope break. A treia oară vine bow-ul ăla de Zappi. Ăsta da match oricum. Nu am întors. Hai, Zappi, vino încoace. Mai m-ai întrerupt tu pe mine aici? Hai să fac și un taunt. Ia ridică-l. Au. Auci. Ia, iar atacă la picioare, văd. Stați o secundă. Hai că până face asta animația, nu merge timpul. Stați un pic să-mi pun o picătură în ochi. Așa. Îmi ies un ulcior și trebuie să-mi pun într-una picături. Da, știu că nu vă pasă de chestia asta, sper că nu uiți o tai la montaj. Ce vrut, mă, să faci? Mai Zappi, mă. Zappi, ia vină încoace. Mi-a întors și mie Dragon Slipper-ul. Ce face, mă, freacă cu căpățâna de coardă, că de ce nu? A, da, aici un pumn la ficat. Și... hai să-i dăm cu un old school și ăstuia. Mă, de câte ori am încercat să filmez meciul ăsta. Măcar se termină frumos. Zappi și Daryl Red contra Codrin Sheko. Pe cinstea mea! Bun, am făcut și de un finish, de o semnătură. Am zis că-i dau ăsta un pumn, dar degeaba. Bă, mă mir că n-are niciunul capul spart până acum, la, mai ales lui Daryl Red, vorba aia. Am dat și două tombstone-uri și nu i-am spart capul totuși. Hai cu pumnii la ficați. Și acum nu în gură. Ce-a obosit Codrinel, săracu. Hai să ridicăm pe fraier. Hai să încerc din nou cu Dragon Slipper-ul. Și...
Hai, 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 hai. Ne, degeaba. Nu-i destul damage. Hai să dau drumul. Mamă, are capul mov ăsta. N-a sunat prea ok. Hai să pregătești ăsta un tombstone. Nu-i mai dau cu de la stride-ul, că vreau să fac o eliminare cu un tombstone. Damage fix pe cap. E exact ce-mi trebuie. Deci deja a făcut resiliency? Nu, na, nu l-a făcut, dar nu cred că mai iese. A ieșit de-l dracu și n-a dat nici cu resiliency. Bă, dă-l încolo și am dat cu tombstone-ul totuși. Se mai și ridică acum. Echo. Vino cu a. Hai să-l pis din pe fraier. Deci are capul gri, după cum vedeți. Hai că încerc să-l atac din nou la cap. Și... pac. Pac. Pe căpăt să-l atacăm. Așa că li se potrivesc manevrele ăstora. Codrine, nu mai fă taun și oprește-l pe ăla, Codrine. Codrine! Dăriere, ftușa pe amuti. Ma, deci am dat damage pe cap, lui Zapin, dragi, degeaba. Deja frumos 31 de minute. Dacă mi iese clipul de oră, randez doar în HD ca să-l termin mai repede de randat. Iarăși mi-a întors. Și mi-a dat și Spinebuster-ul. Mi-a întors și Super Kick-ul. Bă, dar pe toate le întoarce. M-a prins și în pedigriu. Ia uite-l cum se ridică. Așa, așa, îndepărtează-mă de coardă și punem pinul. Dar fraierul ăsta nu știe că eu am nici n-am dat pe resiliency. Ha, mai ești mechera cu zăpii. Ești tu din Tombstone și din package pal driver de la. Ești eu din finisherul tău. Mamă, dar ăsta e gri pe cap. Cred că dacă îi mai prind o dată o manevră ceva, sau un submission să-i dau pe cap, că prea-i damage la cap. Roll break, să-ți bagi pula. Și suplex. Așa. Asta e cu damage pe mână, nu-i manevra bună. Hai să facem taunt. Așa. Hai să-i mai dau o dată. Hai că acum cred că-l fac. Deci uitați, ăsta e gri și nu urcă, nu urcă asta. Ne, n-are efect, n-are efect. Bă, ce, bă, stați un pic. Q, Q. N-am apucat. Bă, deci am aici lângă mine jucăria aia cu un cățel de plus, ai că știi, și mi s-a părut că s-a mișcat. Cred că m-am mișcat prea mult WWE, nu știu ce explicație aș putea avea. Deci exact când m-am uitat atunci, când trebuia să apăs eu pe Q să dau quit, atunci mi s-a părut că s-a mișcat jucăria aia. Ce faci, mă, îmi dai cu... finisher. Ia uite ce face. Mă iei de picior, ce dracu, mă, ești gay? Ce dracu am făcut? Ok, Codrin, ia-l pe ăsta. Arde-l! Bă,
Bă, bă, să mi s-a dus și Resiliency-ul ăla pe care l-aveam pregătit. Acum pregătește suent în bambu, se pare. Bun, ne-am ferit. Ia vino cu aici. La choke slam și l-a întors? Nu l-a întors. O fi suficient? Da, cred că se bagă muia asta. Se bagă, o să nu se bage. Hai să le exa cu The Last Ride atunci pe care mi-l întoarce muia asta. Echo, nu mai vii acum. Nu vii să mă ajuți? Așa, tagu. Stai jos. Opa. Oh, mai are un... De fapt, da, are finisherul că mi l-a întors pe ăla și are și o semnătură, văd. Ce facem? Mă dă cu salt? O vrea să sară pe mine, cine știe. S-a blocat, nu știe ce să facă. Cred că abia acum și-a dat seama care semnătură. Așa, i-am dat aici pe piept. Mi-a întors. Mi-a dat și cu Twist of Fade-ul. Acum se suie pe colț. Asta o să fie nou meci pentru titlurile echipei, mai mult ca sigur. Dar el reci Zapi contra Eco și Codrin. Și ar vine muia asta. Hai că de data asta l-am executat. 1, 2, 3. Bun, și am rămas 2v1. Zapi, ia vino încoace. Hai, ia vino încoace să te văd de ce ești în stare. Și am crezut că l-a arunc pe treptele alea. Ia treci în trepte. Și cred că mi-a întors acum, da. Hai să pune de un pin. 2 3 Am terminat în sfârșit meciul ăsta. 40 de minute de filmare. Ia uite aici, dirty dizu meu. Pac! E, păi un apar la reloare, ce naiba? Aici ai întors Codrinul GRV o manevră. Uite aici Lion Soul ce-a dat. Hai că a fost frumos meciul ăsta. Putea să aibă mai multe OMG-uri, însă așa a fost să fie. Măcar n-a ținut mult, ca celelalte tentative care au avut peste ori și n-am pe niciunul. And Ethan. Ia uite-ne și ne bucurăm. Da, cam acesta a fost și Survivor Series-ul. Arkham trebuie să urmeze TLC-ul. Cam atât. Ne vom vedea probabil la TLC cu vine calendarul în WWE. Ciao, les.